și am uitat peste cap absolut tot, nu s-a uitat la Constituție, nu s-a uitat la nimic, pentru că lor le convenabil să scoată peste noi. Pentru ce? Cu ce scop? Scopul este simplu. Lor le trebuie acolo încă un verișor sau o verișoară, cum îi pun peste tot, care îți deschide dosare penale pe opoziție, pe noi. Asta nu o să fie luptă cu corupție. Procurorul va intenta dosare penale dumneavoastră? Da, eu sunt fier convins că vor face lucrul ăsta, pentru că dumneavoastră capul nu-i duce la nimic restul. Dar pe omul simplu, care trebuie să plătească cu 2 lei, cu 3 lei, cu 5 lei mai mult pentru gaz, sau să ducă să cumpere un citramon de la farmacie și trebuie să plătească cu 30% mai scump, el zic, stai puțin, dar unde? Luptați aici, băieți. Dar ce tăceți de miliard? Unde sunt prim-miniștrii care au votat acordarea garanțiilor? Despre care în țară, dacă nouul procuror va intenta mai multe dosare pe dumneavoastră? Da, eu am avut dosare penale și când eram deputat, pe timpul Plahotniuc și Filat. Încercau atunci să mă convingă. Eu știu despre ce este vorba. Încercat. Deci, cum am spus odată, pereșili Plahotniuca, pereșivem mai sunt. Eu sunt fiu alături de echipă.